Candidații independenți au puține șanse să treacă pragul electoral. O demonstrează rezultatele ultimelor alegeri. De vină este legea, susțin experții. Candidații independenți sunt defavorizați din mai multe puncte de vedere. În primul rând, ei par să înceapă campania electorală mai târziu decât candidații din partea partidelor politice, pentru că sunt nevoiți o perioadă de timp să piardă pentru acumularea semnăturilor, apoi semnăturile urmează a fi verificate de către organele electorale și apoi după aia ei sunt incluși în curs sau admiși în curs în calitate de concurență electorală. Cei care au fost implicați în cursa electorală s-au ambiționat în speranța că vor acumula numărul necesar de voturi. La fel a procedat și Viorica Tătaru, care însă a renunțat la această idee în scurt timp. M-am ambiționat și cu toate greutățile și cu toate problemele care au fost, am mers până la capăt, m-am înregistrat, am înțeles că totuși un candidat independent la noi nu prea are șanse, mai ales fără buget, fără susținere, fără apartenență politică. Un om singur, un om simplu, nu poate să meargă înainte, nu poate trece acest prag de 10.000 de voturi. Codul electoral garantează drepturi egale de a fi ales și de a alege, la rândul său, fiecărei persoane cetățeană a Republicii Moldova cu drepturi depline. Nu există niciun element discriminatoriu în codul electoral. Noi venim cu propuneri de modificare, dar propunerile care sunt înaintate de către Comisia Electorală Centrală vizează doar chestiuni de procedură tehnică. Chestiunile de oportunitate politică și pragurile electorale fac parte din categoria chestiunilor de oportunitate politică, nu țin de competență CECO. Institutul candidatului independent, în opinia mea, poate deveni un instrument și un mecanism foarte bun de creștere, dacă doriți, de educare a unei noi elite politice în Republica Moldova. Institutul candidatului independent va avea și un impact social major și eu îl formulez printr-o singură definiție. Mai mulți candidați independenți, mai puțin cetățeni indiferenți. Rezultatele ultimelor alegeri arată că din cei peste 1.000 de consilieri raionali, doar 6 candidați independenți au trecut pragul electoral, iar din aproximativ 11.000 de consilieri locali, puțin peste 3% au ajuns în fotoliul de consilier. În istoria Republicii Moldova, niciun candidat independent nu a acces în Parlament.